Bun găsit, doamnelor și domnilor. Claus Iohannis intervine în scandalul din coaliție. Șeful statului l-a convocat pe premierul Florin Câțu la Palatul Cotroceni. Discuția vine în contextul în care astăzi ar trebui stabilit calendarul moțiunii de cenzură depuse de USR și AUR. De altfel, ședința birourilor permanente reunite va avea loc în paralel cu întâlnirea de la Cotroceni. Diana Toma ne aduce toate datele. Te ascultăm! Bun găsit, Claus Iohannis l-a convocat pe premierul României Florin Câțu la o întâlnire la ora 12.30 la Palatul Cotroceni, știm bine, și această întâlnire se dovedește a fi pe tema crizei guvernamentale. Totodată știm bine, săptămâna trecută premierul României Florin Câțu l-a demis pe ministrul Justiției Stelian Ion și din acest moment a început un total război. Mai mult decât atât, este important să precizăm faptul că biroul politic reunit se întâlnește astăzi și va fi prezentat în cele din urmă moțiunea de cenzură și va fi stabilit totodată și calendarul desfășurării acesteia. Însă există o altă situație care controversează tot acest subiect, și anume faptul că Partidul Național Liberal a trimis o solicitare către cei din către membrii USR și către membrii Partidului AUR, astfel încât aceștia să aibă două săptămâni la dispoziție, două săptămâni în care să verifice, iată, semnăturile pe care aceștia le au pe moțiunea de cenzură și vom vedea dacă se va ajunge la acest aspect sau dacă nu. Bineînțeles, asta după ce biroul permanent își va cheia astăzi ședința. Totodată este important să precizăm faptul că Marcel Ciolacu a declarat ieri faptul că este de acord să susțină membrii USR Plus și AUR atâta timp cât aceștia își stabilesc exact voturile, și mai mult decât atât spunea acesta că, deși nu le-a prezentat textul moțiunii de la bun început, spune acesta că este în totalitate, că urmărește același obiectiv alături de aceștia și, bineînțeles, pe lângă faptul acesta, spune acesta că e de acord să intenteze moțiunea lor de cenzură în cazul în care această moțiune de cenzură va fi retrasă, și iată, îi invită în acest caz pe membrii USR Plus și AUR să voteze moțiunea de cenzură PSD dacă se va ajunge până acolo. Mulțumim, Diana. USR acuză un blat între PNL și PSD pentru blocarea moțiunii de cenzură. Deputatul Ionuț Moșteanu spune că Marcel Ciolacu a devenit remorca lui Florin Câțu după ce liberalii și socialdemocrații au boicotat de două ori ședințele birourilor permanente în care urma să se decidă calendarul moțiunii. Mai mult, Moșteanu a dezvăluit că oamenii lui Câțu au făcut presiuni pentru ca parlamentarii USR să-și retragă semnăturile. Purtătorul de cuvânt al formațiunii l-a atacat și pe președintele Claus Iohannis, despre care spune că nu s-a comportat ca un mediator în acest conflict din coaliție. Ce se întâmplă zilele astea în Parlamentul României este fără precedent. Este fără precedent ca o majoritate să blocheze dreptul constituțional al minorității de a depune o moțiune de cenzură. Vedem, ne uităm la declarații și vedem că joi domnul Marcel Ciolacu a declarat că cei 157 de parlamentari PSD vor susține o moțiune depusă de USR. După aia, ceva s-a întâmplat. Pare că de vineri încolo, domnul Marcel Ciolacu a primit un ordin și a pus PSD-ul la remorca domnului Florin Câțu și de trei zile îi ține spatele în birou permanent, neasigurând vorum. Doar discută, povestește de moțiuni alternative, tot felul de lucruri, perdele de fum, dar dacă vrea să dovedească domnul Marcel Ciolacu că nu are o comandă dublă, așa cum se spune, trebuie să dea drumul oamenilor dânsului să vină la birourile permanente. Reprezentantul USR l-a atacat și pe președintele Claus Iohannis pentru modul în care s-a poziționat în criza din coaliție. Iohannis l-a convocat pe Câțu la Cotroceni la aceeași oră la care urma să fie stabilit calendarul moțiunii. Sper ca în urma acestei întâlniri președintele Claus Iohannis să-i ceară lui Florin Câțu să facă un pas în spate și astfel să terminăm această criză politică. Din punctul meu de vedere, mesajele alea au, cum să spun, au fost de activist PNL. Moșteanu a acuzat și presiunile făcute de oamenii lui Câțu asupra parlamentarilor USR.
Parlamentarii sunt sunați să-și retragă semnăturile. Sunt sunați de membrii ai echipei lui Florin Câțu să-și retragă semnăturile. PNL a mai găsit o metodă pentru a bloca moțiunea USR Aur. Liberalii cer verificarea legalității semnăturilor de pe documentul depus vineri. Liberalii pun la îndoială aproximativ 30 de semnături de pe moțiune. Moțiunea de cenzură de emiterea guvernului Câțu, singura șansă a României de a trăi, a fost depusă încă de vineri la Senat și Camera Deputaților. Documentul este semnat de 122 de parlamentari de la USR Plus și AUR. Liberalii pun însă la îndoială aceste semnături. Daniel Fenechiu, liderul senatorilor liberali, a anunțat că va cere verificarea legalității semnăturilor. Pe un an și ceva se admit semnături trimise scanate, semnături holografe trimise scanate de către parlamentari, pentru înregistrarea proiectelor de legi. Sunt astfel de inițiative care au devenit legi pentru români cu semnături holografe trimise scanat. Suntem în pandemie și stare de alertă și am încercat să ținem deplasările la minim. Tot este o perdea de fum prin care Florin Câțu încearcă să se mai agațe cu disperare câteva zile de scaunul de la Palatul Victoria. Miza este eventuala amânare a dezbaterii și votării moțiunii de cenzură în condițiile în care premierul Florin Câțu este angrenat și în lupta pentru șefia PNR. Liberalii ridică suspiciuni legate de circa 30 de semnături de pe moțiune, despre care susțin că nu au fost date în mod regulamentar. Dacă admitem acest lucru acum, ar însemna că noi putem să cerem, sau oricine poate cere, autentificarea semnăturii pe orice document din statul român, pe un decret prezidențial, dar de unde știm necal președintelui? Pe o convocare de la președintele biroului permanent, dar cine spune că e semnătura a domnului Ludovic Orban sau a doamnei Ancă Dragul? Intrăm într-o spirală, chemăm un notar de fiecare dată când un parlamentar semnează un proiect de lege? Nu se poate așa ceva. Inițial, birourile permanente reunite ale celor două camere au fost convocate vineri la ora 23, dar ședința nu a putut avea loc din lipsă de quorum. Ședința a fost boicotată și sâmbătă de cei de la PNL și PSD și a fost amânată pentru această săptămână. Potrivit regulamentului, moțiunea de cenzură, care poate fi inițiată de cel puțin o pătrime din numărul total al deputaților și senatorilor, este prezentată birourilor permanente și se comunică guvernului de către președintele Camerei Deputaților în ziua în care aceasta a fost depusă. Ludovic Orban a fost acuzat de colegii săi liberali că încearcă să grăbească procedurile împotriva guvernului Câțu. Cel mai recent atac a venit de la Robert Sighiartău, secretarul general al partidului. Nu este zi în care Partidul Național Liberal să nu fie îngenunchiat în urma acestor atacuri directe la premier, la președintele țării și la majoritatea care susține proiectul de înnoire a partidului. E regretabil că suntem sub un tir infernal de atacuri care aduc destabilizare și ramifică un conflict pe care tot cei conflictuali îl generează. Autorii acestor atacuri sunt de altfel la vedere. Suntem loviți direct și indirect. Îi cer lui Ludovic Orban să înceteze să atace liderii partidului. Nu eu am cedat Ministerul Dezvoltării, nu eu am cedat USR-ului Ministerele Economiei, Fondurilor Europene și Transporturilor. Nu eu am numit 80 de secretari de stat fără să consult pe nimeni din PNL. E prea mult, domnule Orban. Ajunge! Noi nu suntem anexa USR Plus, iar Partidul Național Liberal nu este anexa dumneavoastră. A scris Sighiartău pe pagina sa de Facebook. PSD anunță că votează moțiunea depusă de USR Plus și AUR dacă aceasta va ajunge vreodată în plenul Parlamentului, dar cu o condiție: să se ajungă la alegeri anticipate pentru Parlament. Astfel, Barna, Cioloș și Simion sunt invitați să își aducă parlamentarii să semneze moțiunea pregătită de socialdemocrați. Dacă moțiunea Alianței USR AUR va ajunge la vot în plen, atunci PSD o va vota. Dar nu să se întoarcă Barna în guvern și Ghinea să ne norocească pe NRR-ul, ci vom merge până la capăt. Alegeri anticipate. Prin urmare, Alianța USR AUR trebuie să susțină acest demers. Dacă moțiunea Alianței USR AUR nu ajunge la vot în plen, suntem dispuși să vorbim cu USR și AUR, să convenim un text al moțiunii, să semneze moțiunea pentru a avea cele 234 de voturi și în 10 minute o depunem. Guvernul Câțu trebuie să plece. Marcel Ciolacu spune că acum cei de la USR Plus vor să scoată castanele din foc cu mâna PSD-ului. Acum
creatorii acestei crize ar dori ca PSD să decidă cine câștigă între USR și PNL. Eventual, tot PSD să stabilească și cine câștigă congresele de la PNL sau USR. Prioritatea lor nu este rezolvarea crizei politice. USR Plus a anunțat deja că rămâne în guvern. Cu alte cuvinte, o să ne trezim tot cu barna, cu ghinea năsui, cu ocazia acestui nou șantaj, sau poate o să-l vedem înapoi și pe domnul Vlad Voiculescu. Mai mult, spune liderul socialdemocraților, cei de la USR Plus nu au binevoit nici măcar să-i trimită textul moțiunii. USR Plus a ales însă o alianță cu AUR. Și cu aroganța specifică, nu au dat niciun semn. Nu au făcut nici măcar gestul minim de a ne transmite textul moțiunii. Chiar îi felicit pe cei de la AUR că s-au folosit de USR pentru a-și crește vizibilitatea publică. Iar replica celor de la AUR și USR nu s-a lăsat așteptată. USR Plus îi transmite liderului social-democrat că există o singură soluție să infirme blatul cu Florin Câțu și să aducă cei 157 de parlamentari ai partidului la vot. În același timp, George Simion spune că și AUR vrea alegeri anticipate și căderea cabinetului Câțu, iar pentru asta PSD va trebui să voteze moțiunea, dacă nu s-a înțeles pe sub masă cu PNL-ul. Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, i-a transmis lui Marcel Ciolacu că există o cale simplă prin care ar putea infirma blatul dintre PSD și premierul Câțu, despre care se vorbește în spațiul public, și anume ca PSD să-și aducă parlamentarii la ședințele birourilor permanente reunite pentru a stabili calendarul moțiunii. Există o cale simplă, domnule Ciolacu, să infirmați blatul. Terminați cu tergiversările și perdelele de fum, absențe în biroul permanent, moțiunea mea, a ta, semnăturile nu scrise cu pixul care trebuie. Aduceți cei 157 de parlamentari la vot și dovediți că n-aveți sfori și comandă dublă, cum se spune, a scris Ionuț Moșteanu pe pagina sa de socializare. La rândul său, George Simion, liderul AUR, a avut o reacție în timp real la declarația lui Marcel Ciolacu, potrivit căreia PSD va vota moțiunea de cenzură depusă de USR Plus și AUR doar dacă aceasta ajunge în plenul Parlamentului. Să fim serioși, USR-ul niciodată nu o să semneze o moțiune a PSD-ului. Niciodată. USR-ul nu o să semneze niciodată o moțiune a PSD-ului. Cu greu i-am determinat să semneze moțiunea noastră pe care PSD-ul nu voia să o semneze. Dar nu contează asta, contează să cadă guvernul Câțu. Iar liderul AUR îi provoacă pe socialdemocrați să le semneze moțiunea de cenzură. Ei au anunțat până acum că vor vota moțiunea pe care am inițiat-o noi. Haideți să vedem dacă așa va fi. A zis că luni va asigura cvorum, să vedem dacă votează pentru moțiune reprezentanții sau mint. Hai să vedem. Pentru alegeri anticipate suntem și noi. George Simion mai spune că dacă Marcel Ciolacu nu minte, atunci parlamentarii PSD nu vor încerca să tergiverseze calendarul moțiunii. Florin Câțu este însă hotărât să rămână la conducerea țării, chiar cu partenerii din actuala coaliție. Premierul a declarat că alegerile anticipate ar fi o greșeală în acest moment, pentru că România au nevoie de un guvern stabil. Premierul consideră că ar fi o greșeală în acest moment să avem alegeri anticipate în România. El spune că doar cine nu vrea binele românilor ar vrea să arunce România într-o astfel de situație. Prezent la Blaj, Câțu le-a dat asigurări colegilor liberali că vor rămâne la guvernare timp de 8 ani. Pentru că avea un parteneriat foarte bun cu președintele Claus Iohannis. Deci este la guvernare, acest parteneriat există și vom rămâne la guvernare în viitor. Premierul spune că românii au nevoie de un guvern stabil și a insistat că USR Plus trebuie să rămână în coaliție. Eu vreau să rămân la guvernare chiar și cu această situație cu partenerii de la USR Plus. Ludovic Orban face și el dezvăluiri despre lupta din conducerea Partidului Național Liberal. Liderul PNL susține că un personaj foarte important din România nu-l mai vrea la conducerea partidului. Astfel, spune Orban, ar fi fost încălcată înțelegerea care prevedea că el ar trebui să conducă în continuare partidul, iar Florin Câțu să ocupe funcția de premier, apoi guvernator BNR după terminarea mandatului lui Mugurii Sărescu.
Din data de 1 iunie, de când practic s-a declanșat această competiție, eu m-am anunțat intenția de a candida și în momentul în care am hotărât să-mi anunț intenția de a candida, am avut înțelegeri făcute, care arătau foarte clar și care erau înțelegeri eu la președintele Partidului la Muncă, celălalt premier și guvernator al BNR după ce se termină mandatul lui Iliescu. Sunt convins că un personaj foarte important din România a stat el și s-a gândit și a zis că poate trebuie să decreteze ca Orban să nu mai fie președinte al Partidului Național Liberal. Sunt convins că a comunicat lucrul acesta către mai mulți. Numai că a uitat să vă întrebe pe voi, toți membrii Partidului Național Liberal, cine vreți voi să fie în continuare președintele Partidului Național Liberal. Și eu cred că acest răspuns îl vom afla pe 25 septembrie. Ludovic Orban spune că nu el a luat decizia de a candida împotriva lui Câțu, ci invers. Mi-ar fi convenit, vă spun sincer. Ar fi fost o chestiune cât se poate de firească și de logică ca doi oameni care se află pe pozițiile astea să poată să înțeleagă între ei, să nu ajungă să se concureze. Nu eu am hotărât să candidez contra lui Câțu, ci Câțu a hotărât să candideze contra mea. Liderul PNL nu s-a oprit aici. Orban a transmis duminică seară pe Facebook un mesaj la adresa premierului pe care îl acuză de faptul că ar fi aruncat în aer coaliția. De câteva zile cineva a dat cu piciorul la toată munca noastră și mi se rupe inima când văd cum în câteva săptămâni a fost distrusă unitatea PNL și a fost aruncată în aer coaliția. Va trebui să ne mobilizăm și să câștigăm în 25 septembrie, pentru că nu există altă soluție, suntem condamnați să câștigăm. Doar noi putem împreună cu cei care vor veni la congres să scoatem partidul din groapa în care a fost aruncat cu irresponsabilitate și să refacem șansa la o guvernare normală pentru România, care să le dea românilor ceea ce merită fiecare, o guvernare performantă. Ce val, cavalul trece. Doliu pentru lumea teatrului din România, actorul Ion Caramitru s-a stins din viață la 79 de ani. Caramitru, cel care s-a remarcat atât prin rolurile sale de pe scena de teatru, dar și din filme, a fost o prezență marcantă și în zilele Revoluției, fiind prima personalitate care s-a adresat românilor după fuga dictatorului Nicolae Ceaușescu. Am adus pe scenă capra, fonograful, broasca sesoasă și inimile noastre. Acum este momentul să vă îndreptați spre casele dumneavoastră. În lume, o veșelie mare. Și plouă. Plouă mereu. E mai bine să vedem. Casa noastră nu este decât un turn de hârtie subțire. E mai bine să vedem. Ion Caramitru era născut pe 9 martie 1942 în București, din doi părinți români, și absolvise Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din Capitală în 1964. A urmat apoi o carieră uluitoare pe scenă, dar și pe micile ecrane. El a jucat în 60 de piese de teatru de Shakespeare, Chekhov, Pirandello, Büchner sau Bernard Shaw. De asemenea, a avut roluri în 40 de filme, cele mai memorabile fiind Gheorghi Diu în Între oglinzi paralele, Ștefan Lucian în Lucian și Socrate în seria Liceenii. Este o pierdere imensă, eu personal sunt șocat, nu mă așteptam la așa ceva, dar important este să avem în memorie, să păstrăm memoria, să păstrăm valoarea și să respectăm desprinderea aceasta de viață, pentru că știți ce se întâmplă? Tânăra generație, nu numai din teatru, în general,
nu mai am memoria trecutului. Pe lângă cariera de actor, poate cel mai important rol din viața lui Caramitru a fost cel de la Revoluția Română. El a fost cel care, în 22 decembrie 1989, a intrat cu o coloană de manifestanți în sediul televiziunii și le-a vorbit românilor, fiind primul care a anunțat pe postul național înlăturarea dictaturii. Fraților, mulțumit de lui Dumnezeu, ne aflăm în studiourile televiziunii. Am reușit să ajungem aici, în spatele tancurilor, cu armată și cu studențime și cu oamenii pe care îi vedeți și cu mii și mii de români și de alte naționalități care ne-au condus. A devenit apoi președinte al Uniunii Teatrale din România de la înființarea acesteia, la 15 februarie 1990, și a prezentat în fiecare an Galele Uniter. În 1996 a devenit ministru al culturii, funcție pe care a ocupat-o până în anul 2000, în guvernele Ciorbea, Radu Vasile și Muguri Sărescu. Din mai 2005 până în prezent, ocupase funcția de director al Teatrului Național București. Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și nouă toate. Ce-i rău și ce-i bine, te-ntreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce val ca valul trece, de te-ndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate re. Ce? Doliu și în lumea sportului, legendarul canoist român Ivan Pațaichin, unul dintre cei mai mari campioni pe care a avut România, s-a stins din viața la 71 de ani. Numele, faptele, reușitele fabuloase în carieră și vorbele sale bune vor dăinui însă pentru totdeauna. Sportivul era internat la spitalul Elias de mai bine de o lună cu o boală incurabilă cu care s-a luptat singur, fără să spună nimănui. A plecat dintre noi în tăcere, la fel cum a știut să-și creeze și o viață devenită model pentru mii și mii de români. Ivan Pațaichin e numele legendă care a ridicat canotajul pe culmile gloriei. Povestea sa e povestea succesului sportiv, dar și a bunului simț și a caracterului de urmat. E povestea unui fiu al Deltei care a dat înapoi înzecit și a inspirat oamenii să trăiască frumos, așa cum o spun și foștii săi colegi de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Ivan Pațaichin s-a stins la vârsta de 71 de ani după o lungă suferință cauzată de o boală incurabilă. Sportivul și-a petrecut ultimele 3 luni din viață internat la spitalul Elias, starea lui s-ar fi agravat în ultima lună. Nu s-a uitat nimănui, nu a spus niciun cuvânt, nu a încercat să ceară ajutorul nimănui. Pur și simplu el a căutat de la un capăt la altul să ducă cu demnitatea ei binecunoscută această grea suferință. Ivan a plecat și nu se mai întoarce. E anunțul familiei pe pagina sa de Facebook. E legendă. Un campion s-a transformat în stea. Ivan Pațaichin a plecat dintre noi. Dincolo de medaliile strălucitoare, a fost un om dăruit și generos. Ivan va rămâne pentru noi un campion între oameni și un om între campioni. Drum lin Ivan, veșnic în inimile noastre. Se arată și într-un mesaj postat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Ivan Pațaichin, fost multiplu campion european, mondial și olimpic la caiac canoe și fost antrenor al lotului olimpic de caiac canoe, s-a născut la 26 noiembrie 1949 în localitatea Mila 23, județul Tulcea. A început să practice sportul la Tulcea la 18 ani. În cei 17 ani, dedicat sportului de performanță, a câștigat peste 40 de titluri de campion național și peste 30 de campion balcanic. A obținut 7 medalii olimpice, din care 4 de aur și 3 de argint, fiind al patrulea cel mai medaliat sportiv român la Jocurile Olimpice. Dar dincolo de aceste performanțe, a fost un om care s-a dăruit oamenilor. O personalitate care vorbea cu mare modestie chiar și despre reușitele sale sportive, dar care adora să își împartă poveștile lumii. Foarte puțină lumea știe că n-am început cu dreptul în nicio competiție, chiar și cu canoia când am venit a fost destul de greu să, deși știam să vâslesc, știam să not, dar a fost foarte greu să o stăpânesc, deși m-a iubit după aceea. Iar iubirea dintre Ivan Pațaichin și de caiaca noie avea să nu se sfârșească niciodată. În 1969 devenea campion european la acest sport. A cucerit de 8 ori medalia de aur, de 7 ori pe cea de argint și de alte 7 ori pe cea de bronz la campionatele mondiale. Cele mai mari performanțe
performanțele obținute la Jocurile Olimpice, la care a fost prezent la 5 ediții. Ivan Pațaichin s-a retras din activitatea competițională în 1984. De atunci s-a dedicat antrenoratului. În anul 1995 a fost numit antrenor coordonator al lotului național olimpic de caia canoe. A reușit să câștige peste 150 de titluri din această poziție. A fost prezent ca antrenor la Olimpiadele din 1992 la Barcelona, 1996 în Atlanta sau 2008 în Beijing. Comitetul Olimpic Internațional i-a decernat în 1990 cea mai înaltă distinție a sa, respectiv Ordinul Olimpic, Colanul de Platină, iar în 2008 i-a fost conferit Meritul Sportiv Clasa 1 de președintele de atunci Traian Băsescu. Regele Mihai I i-a conferit la 13 septembrie 2010 decorația regală Nihil Sine Deo pentru meritele deosebite aduse sportului românesc. În aprilie 2019, Ivan Pațaichin a primit Colanul de Aur, cea mai înaltă distinție a Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Și tot Ivan Pațaichin a fost declarat și sportivul secolului 20 de Federația Internațională de Caia Canoe. În 2010 a pus bazele asociației Ivan Pațaichin Mila 23 pentru a promova Delta Dunării și pentru a organiza anual un festival internațional al bărcilor cu vâsle. Pațaichin, sigur, unul ca el nu va mai fi foarte curând în România. Eu, de când am plecat din Mila 23, am plecat să devin campion. Eșec major pentru Duster la testele de siguranță. De ce a luat SUV-ul produs de Renault 0 stele? Aveați imediat în jur. Accident cumplit în Argeș. 7 persoane, dintre care 5 copii, au fost rănite în urma impactului dintre o mașină și un camion. În urma accidentului, o fată de 12 ani a decedat, iar o fetiță de 6 luni a fost preluată de medici în stop cardiorespirator. Un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 33 de ani a intrat în coliziune cu un autocamion. Acesta mergea din Pitești spre Câmpul Lung. În autoturism se aflau 7 persoane, majoritatea fiind copii. O fetiță de 12 ani a decedat, iar celelalte persoane au fost rănite. Un bebeluș de 6 luni a fost preluat de medici în stop cardiorespirator. Printre victime se numără și 4 fete de 2, 3, 6 și respectiv 8 ani. Toate persoanele au fost transportate la spital pentru a primi îngrijire. De asemenea, a fost întocmit un dosar penal, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cum s-a petrecut întregul eveniment. Un accident teribil s-a produs în localitatea Florești, din județul Cluj. Doi tineri au fost răniți grav în urma impactului dintr-o motocicletă și un autoturism. Echipajele trimise la fața locului au fost nevoite să ia măsuri pentru prevenirea unui eventual incendiu cauzat de combustibilul scurs pe carosabil. Accidentul rutier a necesitat intervenția unei autospeciale și a două echipaje SMURD, după ce o mașină și o motocicletă s-au lovit pe un drum din Cluj. Din primele cercetări, conducătorul autoturismului în vârstă de 32 de ani ar fi intrat în coliziune cu motocicleta condusă de un tânăr de 28 de ani. În urma impactului, atât motociclistul cât și pasagera acesteia în vârstă de 25 de ani au fost transportați la spital. Medicii au găsit victimele în stare de conștiință, dar cu multiple traumatisme. Din cauza carburantului scurs din rezervorul motocicletei a existat pericolul producerii unui incendiu, astfel că mai multe echipaje de pompieri au acționat pentru a preveni o posibilă deflagrație. Eșec major pentru Duster, versiunea produsă în Brazilia, a primit 0 stele la testele de siguranță. SUV-ul vândut în America de Sud sub brandul Renault nu oferă niciun fel de protecție pentru șoferi, pasageri și pietoni. În Brazilia a dezamăgit complet la ultimele teste de siguranță ale standardului latin NCAP. Mașina este vândută sub brandul Renault și vine fără airbag-uri laterale, ca modelul construit la Mioveni. La testul precedent, făcut în octombrie 2019, Renault Duster obținuse 4 stele latine NCAP, cu un model produs însă în România. Producția SUV-ului, producția SUV-ului a început ulterior și în Brazilia, astfel că organizația independentă a organizat o nouă sesiune de teste. De data aceasta, mașina grupului Renault a eșuat lamentabil. Duster a obținut doar 29,47% în ceea ce privește protecția pasagerilor adulți, 22,5%
12,93% pentru pasagerii copii, 50,79% pentru protecția pietonilor și pentru utilizatorii de drumuri vulnerabili și 34,88% la asistență de siguranță. În urma testelor, organizația a observat o scurgere de combustibil la impactul frontal, în timp ce ușa pasagerului din dreapta s-a deschis la impactul lateral. Modelul vândut în Europa s-a comportat mai bine la testele de siguranță europene. Noua Dacia Duster a primit 3 stele la acest capitol la Euro NCAP din 5 posibile. Cu toate că a început deja valul 4, din ce în ce mai puțin oamenii merg la imunizare. În ultimele 24 de ore au fost vaccinate puțin peste 4.000 de persoane, iar dintre acestea aproximativ 2.700 au primit prima doză. În momentul în care numărul de cazuri va crește, acest lucru va fi un factor mobilizator al populației pentru vaccinare. Însă, din păcate, la acest moment, lucrurile vor fi destul de greu de controlat. Pe de-o parte, evoluția pandemiei va fi atât de accelerată încât va fi nevoie de o perioadă de câteva săptămâni pentru a recăpăta controlul asupra pandemiei. Cei care se vor vaccina atunci, prin expansiunea numărului de cazuri, vor avea nevoie de o perioadă de 30-40 de zile pentru a obține imunitatea de care au nevoie. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că rata scăzută de vaccinare, dar și evenimentele din ultima perioadă, vor duce la creșterea semnificativă a numărului de cazuri. Avem date statistice și științifice cu privire la diferite evenimente cu aglomerări urbane din întreaga lume, unde după aceste evenimente s-au înregistrat creșterea numărului de cazuri în rândul participanților, așa cum sunt concertele, așa cum sunt anumite manifestări sportive. Este clar că în momentul în care nu respect nicio regulă sanitară, în momentul în care distanțarea fizică este inexistentă, masca de protecție este opțională și avem și această rată de imunizare de doar 30%, este în mod logic să te aștepți după un astfel de eveniment, o parte din cei care au participat acolo să dezvolte simptomatologie de COVID-19. În timp ce la noi în țară populația nu se înghesuie la vaccin, în alte țări se ia în considerare vaccinarea cu a patra doză. Nu cred că le va pune viața în pericol această a patra doză, dar nu așa trebuie privite lucrurile. Noi nu administrăm vaccinul pentru că el este sigur, noi administrăm vaccinul ca să ne aducă un plus de eficiență în lupta împotriva COVID-19. Până la acest moment, nu sunt date suficiente ca a treia doză de vaccin, spre exemplu, ar crește semnificativ protecția oamenilor împotriva COVID-19 și mai ales împotriva noilor variante. Între timp, oamenii continuă să nu acorde importanță măsurilor de protecție. Sfințirea unei biserici din Vaslui a adunat peste 5.000 de credincioși. Oamenii s-au înghesuit pentru a vedea mai bine slujba oficiată de Mitropolitul Moldovei și Bucovine, înalt preasfințitul Teofan, și au uitat că suntem încă în pandemie. Și Sfântului Duh, acum și curea și în vecii vecilor. Peste 5.000 de credincioși au luat parte la sfințirea noii biserici din comuna vasluiană Alexandru Vlahuță. Bazele mănăstirii au fost puse în urmă cu 2 decenii, iar acum lăcașul a strâns mii de oameni din toate colțurile țării. Oamenii au uitat complet de pandemie și au stat umăr la umăr, iar puțini au fost cei care au purtat mască de protecție. Organizatorii spun că se așteptau ca un număr mare de credincioși să ia parte la eveniment, astfel că, pentru a evita aglomerația, au proiectat slujba pe un ecran amplasat în curtea lăcașului. Unora nu le-a fost de ajuns însă și au transformat o clădire în lucru într-o lojă pentru a nu pierde niciun moment din Sfânta Liturghie. De la ceremonie nu au lipsit nici fețele importante ale Bisericii Ortodoxe Române. Mitropolitul Moldovei și al Bucovinei, înalt preasfințitul Teofan, a mers să sfințească biserica. Alături de el au fost și episcopul locului, preasfințitul Ignatie, și episcopul Hunedoarei, preasfințitul Gurie. Lucrările pentru lăcașul, despre care localnicii spun că seamănă izbitor cu mănăstirea Voroneț, au început în urmă cu 20 de ani. La acest proces a contribuit și Gigi Becali, care a donat o sumă impresionantă de bani pentru ca în curtea mănăstirii să fie săpat un puț de mare adâncime.
Moment inedit în timpul unui meci de fotbal. Colegii lui Messi din Naționala Argentinei au fost ridicați direct de pe teren de autoritățile sanitare în timpul meciului cu marea rivală din Brazilia. Care a fost motivul? Aflați în jurnal. Un fost tragător de elită al armatei americane a deschis focul în centrul statului Florida. Acesta a ucis 4 persoane, între care și un bebeluș aflat în brațele mamei sale. Suspectul, identificat ca Brian Riley, a omorât un bărbat de 40 de ani, o femeie de 33 de ani și pe fiul de 3 luni al acesteia, precum și pe bunica bebelușului, în vârstă de 62 de ani. Totul s-a întâmplat într-o zonă rezidențială din comitatul Polk, în Florida. În vârstă de 33 de ani, Brian Riley, care purta o vestă antiglonț, a mai rănit o fetiță de 11 ani, înainte de a se preda poliției după un schimb de focuri intens, potrivit șerifului. Veteran al războaielor din Irak și Afganistan, bărbatul a declarat poliției că este un survivalist, persoană antrenată să supraviețuiască și că a luat metamfetamină. Rănit în timpul schimbului de focuri, fostul trăgător de elită a fost transportat de urgență la un spital local, unde a încercat din nou să-i atace pe polițiști și a fost nevoie să fie sedat. Ultimul bastion din Afganistan a căzut. Talibanii au anunțat că au cucerit provincia Panjshir și au în acest moment controlul total al țării. Aceștia au purtat o ofensivă acerbă în ultimele 2 săptămâni împotriva rebelilor. Panjshir este ultima dintre cele 34 de provincii afgane care mai rezistau talibanilor. Aceștia au acum controlul total asupra țării după retragerea americană de săptămâna trecută. Cu toate acestea, Frontul Național de Rezistență din Afganistan, un grup antitaliban care a luptat împotriva ofensivei militanților în Valea Panjshir, a negat afirmația. Un purtător de cuvânt al grupării a susținut că rezistența continuă peste tot în vale. Deși nu au negat că centrul Panjshir a căzut în mâinile talibanilor, rebelii spun că alte zone din Panjshir au rămas sub controlul lor. Panjshir este o porțiune strategică de teren muntoasă bogată în resurse minerale prețioase, situată la aproximativ 144 de kilometri nord de Kabul și singura regiune dintre cele 34 de provincii afgane care a rămas în afara controlului talibanilor. Timp de 2 săptămâni, frontul, care include foști membri ai forțelor de securitate afgane, a continuat lupta împotriva talibanilor după ce militanții au preluat aproape complet controlul asupra Afganistanului. Liderul forțelor de opoziție afgane din Valea Panjshir, Ahmad Massoud, a salutat duminică propunerile Consiliului Înțelepților Religioși privind o soluție negociată cu talibanii pentru a se pune capăt luptelor. Sub conducerea lui Ahmad Shah Massoud, tatăl actualului lider al frontului, luptătorii din regiunea Panjshir s-au opus atât forțelor invadatoare ale armatei sovietice, cât și guvernului taliban, care a mai condus Afganistanul în perioada 1996-2001. Lupta din Valea Panjshir a fost cel mai proeminent exemplu de rezistență contra talibanilor. Fiul fostului dictator Muammar Gaddafi a fost eliberat din închisoare. Sadi Gaddafi era încarcerat în Tripoli din 2014 după căderea regimului tatălui său. Sadi a părăsit deja Libia și s-a mutat în Turcia. Fiul lui Muammar Gaddafi a fost eliberat la recomandarea procurorului. Extradat din Niger la 6 martie 2014, Saadi Gaddafi a fost judecat și achitat în aprilie 2018 de Curtea de Apel din Tripoli pentru asasinarea în 2005 a unui fost antrenor al clubului de fotbal Al-Ittihad din Tripoli, Bakir Al-Rayani. Acesta a rămas însă până acum în arest. Fostul fotbalist în vârstă de 47 de ani a plecat imediat cu un avion spre Istanbul. Libia a fost aruncată în haos în cei 10 ani care au trecut de la înlăturarea dictatorului Muammar Gaddafi. O încetare a focului în 2020 a pus capăt luptelor între facțiuni și a deschis calea pentru discuții de pace și formarea unui guvern de tranziție în martie. Alegerile sunt planificate pentru luna decembrie. Situația inedită în timpul unui meci de fotbal. Partida dintre Brazilia și Argentina a fost suspendată după ce 4 jucători argentinieni nu au respectat carantina. Oficiali din sănătate au pătruns pe teren chiar în timp ce meciul era în plină desfășurare pentru a-i împiedica pe jucători să continue. Israelul duce campania de vaccinare la un alt nivel. Peste 2,5 milioane de israelieni au fost deja imunizați cu 3 doze de vaccin anticovid-19. Acum, coordonatorul campaniei de imunizare din Israel anunță că autoritățile încep pregătirile pentru a 4-a doză din cauza noilor variante contagioase.
În timp ce lumea se străduiește să administreze populației două doze de vaccin împotriva COVID-19, șeful grupului special creat pentru a coordona lupta Israelului împotriva pandemiei, Salman Zarqa, vorbește despre a patra doză de vaccin. Israelul a început să administreze doza a treia tuturor cetățenilor, chiar dacă Organizația Mondială a Sănătății a îndemnat țările să nu înceapă programul de rapel până când toate celelalte națiuni nu vor reuși să vaccineze cel puțin persoanele vulnerabile. Cu toate acestea, s-ar putea ca acesta să nu fie sfârșitul vaccinărilor, susține Zarqa. El a spus că pe măsură ce sunt identificate mai multe variante, iar varianta Delta se răspândește cu o viteză alarmantă, este de așteptat ca numărul cazurilor, al spitalizărilor și al deceselor legate de COVID să crească. Având în vedere acest lucru, Zarqa susține că va fi nevoie de o a patra injecție. Zarqa crede că aceste doze suplimentare vor putea proteja oamenii împotriva noilor variante. Situație tensionată în Guinea, președintele a fost arestat, guvernul dizolvat, iar frontierele închise după ce militarii au luat cu asalt Palatul Prezidențial. Anunțul a fost făcut la televiziunea de stat de către liderul grupului forțelor speciale. Ofițeri din forțele speciale au anunțat dizolvarea principalelor instituții din Guinea și închiderea frontierelor. Militarii au luat cu asalt Palatul Prezidențial și l-au arestat pe președintele Alpha Condé, în vârstă de 83 de ani. Condé se afla în funcție din 2010, iar anul trecut își asigurase un al treilea mandat la conducerea statului din Africa de Vest. Anunțul a fost făcut la televiziunea de stat de către liderul grupului forțelor speciale, care a justificat preluarea puterii prin situația sociopolitică a țării, încălcarea drepturilor cetățenilor, lipsa de respect față de principiile democratice, sărăcia și corupția endemică. În unele părți ale țării, oamenii au ieșit în stradă pentru a sărbători arestarea președintelui. De cealaltă parte, mulți se tem de ceea ce ar putea urma. Înainte de a se îndrepta spre Palatul Prezidențial, insurgenții au semănat spaimă în capitala Conakry, unde au tras mai multe focuri de armă. Naționala de fotbal a Marocului este blocată în capitală după lovitura de stat. Selecționata trebuia să joace preliminariile pentru calificarea la Campionatul Mondial 2022 din Qatar, zona africană. Până în punct aici jurnalului de la Fix, Toc B1 cu Laura Chiriac, sunt Irina Petraru, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem la jurnalul orei 15.